Hei, dosboiaidan aici. Ce te faci când treci de la 36 de grade Celsius la 16 grade Celsius în nici 24 de ore? Stai în casă și te joci ca un retro boss, bineînțeles. Dacă nu poți să ies afară să arunc mingea, nu poți să ies nici cu BMX-ul, nu pot să fac mare lucru, așa că am hotărât astăzi să stau în casă, să petrec o seară minunată în timp ce afară plouă și să mă joc câteva jocuri retro. Nu știu dacă voi aveți niște jocuri din astea speciale pentru momentele de ploaie și frig, eu am multe, foarte multe, sunt nenumărate astfel de jocuri. Toate. Dar ideea e că unele dintre ele îmi trezesc așa o stare specială de nostalgie, că despre asta e vorba în toată chestia retro, să te simți plin de nostalgie și de alte chestii, dar în special de nostalgie. Și am să aleg câteva dintre preferatele mele. Sunt sigur că cel puțin unul o să vă surprindă, dar în același timp cred că o să vă trimită înapoi în niște vremuri ceva mai relaxate din punct de vedere al atitudinii față de jocuri, pentru că era foarte multă atitudine în jocul respectiv. Hai să nu mai stăm atât de mult la vorbă, o să dau drumul la unul dintre calculatoare, cred că la cel Windows XP. M-am gândit la un moment dat și la Windows 98, dar parcă pe XP sunt mai multe opțiuni din punctul ăsta de vedere și oricum e mai bine așa să am de unde alege. Da, hai să facem împreună asta, hai să ne jucăm ceva. Perfect, am zis că o să intru în Windows XP, asta o să și fac, nici nu mai stau pe gânduri. N-are rost, facem altă dată și cu calculatorul Windows 98, dar azi e vreme de jocuri de ploaie, numai bune sunt. V-am arătat colecția de pe sistemul ăsta, o să vă las un link oricum și aici către clipul respectiv. Astăzi însă o să joc 3 titluri. Cel mult 3, da, hai să zicem 3 jocuri și v-am spus că prima alegere o să vă surprindă pentru că la prima vedere nu se potrivește cu atmosfera asta de frig, seară, ploaie, dar pentru mine, în capul meu, oh boy, Carmageddon 2 e fix genul ăla de joc și în timp ce o să-l butonez și violența o să ajungă la un nivel teribil pe ecran, am să vă povestesc câte ceva despre cum am început, cum am jucat prima dată de fapt Carmageddon 2, cum s-a întâmplat. O să fac cursa mea preferată, este Twin Shrieks. Motive care or să se vadă în clip. Hai să aleg și o mașină. Cu ce să joc astăzi? Da, o să joc cu... N-am foarte multe, că n-am deblocat încă foarte multe mașini. Sunt numai câteva pe aici. O să aleg Quake 3 și o să dau și mai tare. E bun. Star Trace. Stai că ăsta are muzică din asta cu copyright. Poate n-ar fi bine să fie foarte tare muzica. E mai bine așa. Și așa sunetul ce se aude în Carmageddon, numai țipete, urlete și vaete. Da, cum spuneam, Carmageddon 2, unul dintre jocurile copilăriei mele, am început să-l joc imediat după ce s-a lansat, cred la un prieten acasă. Ne adunam acolo și băgam Karma 2. Regulile erau simple, fiecare trebuia să facă câte o cursă, care aduna mai multe puncte, ăla câștiga practic pariu. Iar Twin Shrieks era una dintre acele hărți pe care puteai să faci niște chestii nebunești, fiindcă ai asta, power-up-ul ăsta în spatele casei respective și pentru că, ne petreceam atâta timp jucându-l, devenisem destul de bun la el. Din păcate eu am cam ruginit acum și nu mai sunt atât de bun. Uite, vine trenul super tare, l-am ferit de data asta. Folosesc un glide wrapper, apropo, ca să ruleze așa în 1920 pe 1080. Pe Windows XP oricum merge perfect, cerințele de sistem sunt foarte mici pentru Karma 2, e unul dintre jocurile alea care o să meargă pe orice, inclusiv pe o râșniță, dar prima dată când l-am văzut am rămas tâmpiți, adică eram toți acolo în fața calculatorului și eram, păi, ești nebun cum arată. Astăzi, sincer să fiu, prefer grafica din Carmageddon 1 pentru că e mai retro, e mai pixel art așa, dar și early 3D-ul ăsta din Karma 2 e super. Eu zic să nu mai pierd vremea cu pietonii, că am acumulat suficient timp, ar trebui să merg după oponenți, să-i fac varză. Nici upgrade-urile nu sunt date la maximum, doar câteva. Aici în curtea asta e un upgrade, uite mai am și două arcuri din astea, arcuri, noi așa le ziceam, nici nu mai știu exact cum se numește power-up-ul ăsta, e letal oricum dacă vrei să aduni multe puncte. În barn, aici în hambarul ăsta, era ceva, nici nu mai știu. Foarte fain cum poți explora în Carmageddon. Să fiu al naibii, în schimb, dacă... A, uite, am luat coada. Ah, ce uram coada asta. Și acum îmi displace. Nu-i găsesc niciodată eficiența așa. Bine, ai putea cu frâna de mână, într-adevăr, să faci niște chestii sau niște puncte din astea bonus pentru artistic impression. Da, o să o tai, o să o las oricum a mașina de granit acum. Un oponent, l-am văzut pe hartă, vine aici. Da, e genitalia. Am voie să zic asta pe YouTube. Împins-o în apă, nici nu mă duc după ea acolo. Fiindcă e foarte nasol în apă să conduci și fără underwater ability e și greu, așa că n-are rost. Da, ok, hai să vedem puțin. Pe unde mai sunt restul? Mai sunt doar 3, 4 și eu mă duc în direcția greșită, așa că va trebui să mă întorc. Dar începe să mă dispere muzica asta din soundtrack. E Iron Maiden, n-ar trebui să-mi displacă, dar copyright and stuff, știți voi, suntem pe YouTube și pe YouTube n-ai voie nimic, practic. Nici știu dacă am voie să joc jocul ăsta pe YouTube, cred că da, nu cred că se supără nimeni. E comical graphics, comical violence, cum se numea treaba asta. Hai după ăsta, după oponent. Mergi, mașină. Bă, cum s-au împrăștiat toți, Dumnezeule. Ok, am unul măcar în față și o să ajung la el. Că nu se poate altfel. Să și repar mașina în zbor cu ocazia asta. Da, sunt. Uite-l! Uite-l. Înapoi. And... Boom! Și acum dacă reușesc să-l țin așa, să-l plimb un pic până în capăt acolo, să-l arunc în ceva, ar fi super. Pocnesc destul de repede dacă prinzi în chestii de-astea metalice, chiar și în plasa asta, de exemplu, în stâlpi. Acolo, head-on bonus. O fi mașina mea mai puțină, ce tare m-am urcat pe elicea lui. O fi mașina mea mai... nu e upgradată la maxim, asta încerc să zic, dar... Bă, serios? Tot trec pe bune, tot trec pe sub el. Începe să mă enerveze. El aș plezni frontal, acum ar fi super extraordinar. Trec pe sub el de fiecare dată, e enervant. Este cât se poate de enervant. Nu-mi stați în cale că nu, mașina asta nu știe ce e a frână. Asta calcă, nu? Știți voi continuarea. Ce bine, l-am prins, super. Na, că l-am aruncat și pe ăsta în apă, perfect. Practic am rămas singur, nu? Pe aici. După o vreme, da, se resetează, uite-l și pe prietenul. Ce tare a sărit. You're dead, you're done, cum ar zice Nicky. Aici o să-l trăznesc bine de tot pe ăsta. Pe scam, nu? Ele? Da. Autoscam. Băi, pe asta și-a luat-o rău de tot. Status shitting himself. Perfect. Taking a breather acum. Înseamnă că stă pe loc. A început să se miște. Da, uite-l mă cum a trecut pe lângă mine. Extraordinar. Extraordinar. Na, hai, după el. Ce să fac? Începe să dureze foarte mult cursa asta. Mă enervează. Mă enervează destul de tare. Acum unde s-au dus? Pe bune, unde s-au dus toți? Uite-l pe ăla pe unde se plimbă. Jesus. Jesus. Știți ce? Nu cred că o să termin cursa asta. S-a resetat prietenul meu? Da. Nu cred că o să termin cursa asta, că deja devine irelevant. Știți ce se întâmplă? Și v-ați făcut așa o idee despre Karma 2. Pentru că durează foarte mult. În sfârșit, unul e wasted. În sfârșit. Doamne, cât a luat. Mai pot face ceva interesant pe aici? Mai dau de vreunul? Da, este unul exact aici pe hartă. Aproape. Cine? Jenny? Tu ești? Jenny from the block? Cred că ea e. Aș vrea de fapt să împing către explozibile acolo. Sau e în casa asta? Dacă se poate intra aici. Sunt niște geamuri care pot fi sparte aici pe o parte. E înăuntru? Nu e înăuntru. Așa, acolo sunt niște power-ups. Uite-o. Hello, baby. Hello, baby girl. Un lemne acolo. Iarăși, dacă config în lemne acolo, aia o să fie dureros tare. Încearcă să fugă. Da, aici o să piară, pentru că se va izbi în toate astea. Nici eu n-am prea multă aderență, n-am tracțiune pe aici. Și am și rămas puțin... ok, hai să încerc din partea asta. Asta e crud. This one is cruel. Oh, Doamne! Ce aici? Oh, vai! Vai ce a fost acolo! Nice shot, sir! Autoscam văd că e pus pe fapte mari și încearcă să facă ceva pe aici, dar nu așa se face, că acum le iau direct în meclă. Exact, și dacă îl împing, dar nici nu cred că trebuie să-l împing aici, în panta asta, pentru că o să iau puțină viteză și o să mă duc direct spre el. Camera first person, hai să-l vedem cum piere. Se mișcă, uite-l bă cum se chinuie, mă, cum încearcă. Ea, apropo, AI-ul din jocul ăsta nu că e dobitoc, e complet dobitoc. N-are, știe doar să... și e mult spus să conducă, știe să se miște cumva și o să încerce uneori să te atace, să intre în tine, altă dată, deși n-are absolut nicio șansă, altă dată pur și simplu fuge prost. Ua, ce fain l-am făcut pe ăsta cu spatele. Altă dată fuge ca tâmpitul pe hartă, nici nu completează cursa, adică nu o duce la capăt aproape niciodată, că nu e capabil de racing. Și asta pentru că eu în sinea mea sunt convins că AI-ul nu se descurcă cu fizica jocului și cu felul în care mașinile se manevrează. Cred că e depășit cumva de treaba asta. Aici sunt doi, dacă aș putea să-i prind pe amândoi acum, ar fi ideal ca să nu mai pierdem vremea. Doar că, da, mașina se conduce absolut oribil și chiar dacă ar fi fost upgradată la maximum pe iarbă, cel puțin tot oribil se conduce. Unde sunt pe aici, nu? Da. Ah! My brother from another mother. Ce frumos a sărit el așa din interior de acolo. O să încerc să prind puțină viteză și să-l pleznesc. Uite cum e rupt ăsta în două aici. Bă, dar e fantastic cum alunecă mașina asta. Pot cumva să fac un burnout și să plec tare așa spre el, cred că pot. Aha, hai că iese, super, 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 bun. Unconscious, e bine, acum dacă rămâne acum cumva centrat aici pe șosea, ar fi ideal că aș putea să prind niște viteză și să intru direct în el. Unde a dispărut? A dat cu spatele, aha. Wow, ne-am făcut sandwich acolo. Bă, da, e insistent așa, adică în sensul în care el tot încearcă să fugă aici. Going nowhere fast, că asta e problema. Then dead. Extra style bonus, acum are și stâlpul aici, e gata asta. Eram sigur că l-am pus la stâlp. E ca wrestling-ul jocul ăsta. Cu cât arată mai brutal o poziție din asta, cu atâta va fi mai brutală execuția. Trenul zboară, observă că se întâmplă chestia asta când draw distance-ul e setat la maximum și rezoluția e ridicată mai mult de 640 pe 480. Uhoho! Jenny, wow! Ce tare a fost cum a căzut pe casă, mi-a plăcut cursa asta. N-a durat, numai un pic că dărâm microfonul, n-a durat atât de mult, dar n-am nici credit să cumpăr vreo mașină, am. Ia să vedem, e ceva pe aici ce already have it. Dream On, asta e 210.000, asta nu-mi place absolut deloc și nici n-are rost să o iau. Thunder Bucket, Dream On, 383.000, Dream On, man, dar nu am, parcă am pe asta, nici mai știu. Ok, asta e, bun, chiar nu am mașina aia, ce Mustang am eu aici, că am ceva ca un Mustang. Ba da, o aveam, nu știu de ce mi-a părea acolo. Nu mai contează. Bun, asta a fost Carmageddon 2. Hai să trecem la alt joc, să vedem ce mai merge jucat așa acum pe atmosfera asta. Pentru joculețul numărul 2 știu exact ce merge, tot așa jucat pe seară, Unreal Tournament 99, varianta GOTY de pe GOG, bineînțeles, o să meargă perfect pe Windows XP și am chef de un Starboard Excel, sper să mă descurc. Sper să mă descurc fără căști, că n-am căștile pe urechi și dacă îmi pun căștile pe urechi, atunci nu mă mai aud vorbind și asta e rău. 30 frags wins the match. Bun, să-i dăm drumul. Vreau să ajung la sniper. E bine că sunt exact în zona asta, pentru că vreau sniperul. Oh, am ratat din nou. Hai mă copii, așa. Mai am ceva muniție la sniper, mai am și health. Până acum am 2 fraguri, până la 30 mai trebuie să treacă ceva. Ok, să dau volumul mai tare, aș putea, că aici nu există niciun fel de copyright, nimic. Da, așa se și aude ceva din căștilele alea, că sunt cât niște boxe de mari. Încă Nu! Hei! Dar greu. greu m-am mișcat acolo. Parcă nu știu de ce, parcă nu mai sunt obișnuit cu mouse-ul. Nu, uite-mă! Nu! Extraordinar! Ce penal! L-am tras de 3 ori fără să-l nimeresc. That was lame. That was very, very lame. Și mi se pare că se mișcă încet, așa. M-am obișnuit cu Quake 3, posibil. Ha! Mai era unul aici? Nu, am avut senzația că e... Oh! Hai că a fost ok asta. Ah, asta a respawnat aici, e bine. No. Bine, mă. Uf. Măcar atât. Să tot ridic mouse-ul și mă enervează asta ceva. Nu, trebuie să-mi fac niște setări pe la el, pe acolo. Și nu am nici timp, nici chef acum să testez. Era setat totul pentru 800x600 rezoluția la care îl jucam înainte pe vechiul monitor. Acum l-am pe ăsta. Na, nu e rău nici așa, dar nici bine nu e. Am două, da, Ganza Kimbo, perfect. Unde sunteți? Asta am erlit-o. Pulse Rifle sau Sniper? Sniper. Ce dracu, de ce sacadează? Nu-mi fă asta. What the hell? Bine, până vă omorâți voi între voi aici. Așa. Acum am dat seama că n-am folosit scope-ul până acum și nu știu de ce n-am făcut-o. Poate pentru că pierd vreme. S-a închis ușa cu mine, se închidea peretele cu mine și eram blocat acolo. Se mai întâmplă. E bun, am făcut un unstoppable, măcar atât. Îți puși pe... Nu știu pe ce nivel de dificultate sunt puși boții, dar nu e cel mai înalt, asta e clar. După cum se mișcă. Încă un headshot. Încă un headshot. Asta a fost frumos, măcar l-am luat așa din săritură. Încep cumva și... Bă, e incredibil cât de prost mi-am setat mouse-ul. Bineînțeles că acum dau vina pe mouse, dau vina pe chestii din astea, că așa e specific. Uite-mă, acum sacadează. Ok, să lăsăm finețurile pentru altă dată. Ăla a fost redeemer-ul. Ok. Să lăsăm finețurile pentru altă dată. Nu știu de unde se aude, că neavând căștile, nu-mi dau seama exact de unde vine sunetul. Aș vrea să nu mor până la... Și am vorbit eu și gura mea cea mare. Și am mierlit-o, bineînțeles. Ok. Din spate, nu? Parcă din spate. Să mor dacă înțeleg. A, așa. Uf. Am murit odată. Suficient. A fost suficient. Nu mai vreau să mai joc încă una, că mi s-a părut oricum cum era setat mouse-ul, că sunt și curios. Input. 4 sensitivity. Ok. I was not good. Poate. Vedeți ce zic? Se mișcă super. Trebuie să tot ridic de mouse de fiecare dată. Să ajung în partea cealaltă a ecranului. Dar e bine și așa rău. Ah, Unreal Tournament, frumos, merge, jucați seara. Și pentru că v-am promis 3 jocuri, nu doar 2, hai să mai băgăm unul de final așa, știu exact ce ar merge acum. Am început cu un joc cu mașini, unul nu foarte, cum să zic eu, nu foarte cu minte, dar Ignition, Ignioton, cum îi spuneam noi în Voila când eram kinderi, hai că ăsta e drăguț și merge. Ce simpatic e Ignition, da, single player, single race, ce mașinuță să aleg de aici, camionul ăsta îmi plăcea, era drăguț, Speed Gripta, o să aleg camionul și Gold Rush, îmi plăcea cursa asta pentru că e așa foarte americana. Cred că e shift-ul ăsta, da, e pus pentru boost. Oh. Ok, aici era o scurtătură. Nu, m-a călcat bolovanul și m-a făcut praf și m-am întors și am pierdut cursa, practic. Că, na, asta s-a întâmplat. Oare mai am timp să prind pe ăștia din urmă? Nu cred. Posibil totuși să se mai accidenteze și până la capăt. Acolo am scăpat de bolovanul ăla ca prin urechile acului. Am boostat, dar cam târziu și cam tot boostul ăla a fost în aer. Mai pot boosta o dată, da. Nu mai știu care sunt scurtăturile și care nu sunt. Și am luat toți pereții pe aici. Oh, ce bine că am ratat camionul. O să iau din nou pe... Nu, băi! Ah, Aidan, ce faci? Nu-i frumos. Te lovești în toți pereții camionului. Măcar nefiind primul, n-am dat de tren și de camionul ăla până acum. Nici nu știu pe ce loc sunt. Aici trebuia boost. N-am fost atent. M-am uitat dacă am boost și am intrat în pietre. Erori. Eroare după eroare. Da, trecut am luat-o pe sus, hai să iau pe aici acum, să vedem ce se întâmplă. A, sunt pe locul 2, nu e rău. Pe locul 3 acum. Și bineînțeles că am intrat în camioane, pentru că de ce nu? Locul 3 e un loc prost, m-a lovit și bolovanul, m-a întors. Acum am luat-o pe sus, că de ce să iau pe scurtătură? Dacă pot să-mi complic singur viața, o să o fac. Fantastic, fantastic. Scam vine să dai pumnii tastatura la jocul ăsta de foarte multe ori. Mai ales că nu mai am răbdarea aia de kinder și nici nu mă mai amuză atât de tare greșelile astea, cum mă amuzau înainte. Dar ce prost sunt, nu? Că până la urmă farmecul ăsta e. Ce contează? Ce contează că voi lua locul 3 ca ultimul loser? Contează că am jucat Ignition în 2024. Apropo, și la asta folosesc același glide wrapper și de aia se vede așa pe tot monitorul. Am luat locul 3, superb. Practic, el crede că rulează pe un 3DFX aici, cumva. Și, na, asta e. Dar arată bine, adică se scalează frumos de tot, chiar și pe monitorul ăsta. Este setat tot la 1080p. Da, eu sunt dosboiaidan, ne-am jucat împreună astăzi 3 jocuri drăguțe, simpatice, unul foarte violent și foarte brutal, unul mai puțin violent și mai puțin brutal, culmea ăla e Unreal Tournament, și unul ultra violent și ultra brutal, Ignition, pentru că îți scoate perii albi și te enervează. Dați click pe butonul subscribe dacă n-aveți ce face cu clicurile voastre. Până data viitoare, vă pup pe sufletel încă o dată, aveți grijă de voi, pa, pa!